Cu toate că susține că este apolitic, prefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a venit la vot însoțit de președintele PSD al Consiliului Județean, Ioan Cătălin Nechifor, și de candidatul aceluiași partid la Parlamentul European, Tiberius Brădățan. Florin Sinescu a votat într-o secție amenajată în Colegiul de Industrie Alimentară din municipiul Suceava. Am votat pentru că este un drept, un drept pe care toți românii l-au câștigat la 1 ianuarie 2007, de când România este stat membru al Uniunii Europene, și este de datoria noastră să trimitem în Parlamentul European oameni care să ne reprezinte, pentru că motoul Uniunii Europene, unitate în diversitate, este atot cuprinzător și trebuie să ne regăsim în ceea ce înseamnă specificul național, în ceea ce înseamnă obiceiurile, în ceea ce înseamnă economia, ca astfel încât să putem să dezvoltăm tot ceea ce înseamnă această zonă și sigur să ne găsim în toate deciziile Parlamentului European. Președintele organizației județene a PSD nu a votat la Colegiul de Industrie Alimentară, așa cum ne-a obișnuit, ci pe o listă suplimentară la Vatra Dornei. Sunt 10 ani până acum de austeritate, o politică de dreapta. Cred că e suficient. E momentul ca Europa să facă un pas hotărât către stânga. Asta înseamnă că și România va avea un cuvânt important și ascultat în cadrul Comisiei Europene și în cadrul Parlamentului. Candidatul organizației PSD Suceava la Parlamentul European, Tiberius Brădățan, a greșit secția în care trebuia să voteze. Inițial a vrut să-și exercite dreptul la vot într-o secție de la Colegiul de Industrie Alimentară, știind că până acum candidații puteau să voteze în orice secție. A aflat la fața locului că legislația s-a schimbat, așa că împreună cu parte dintre colegii de partid și cu reprezentanții mass media, și-a îndreptat pașii către Agenția de Protecție a Mediului, unde a mai votat și cu alte ocazii. Nici de această dată nu a fost să fie. Ce număr? Este numărul 13, blocul. Da, sunteți la general. S-a modificat. Da. La este împărțit. Secția 40. La nivelul municipiului Suceava s-au organizat 5 noi secții de votare, iar candidatul Tiberius Brădățan figura pe o listă din secția numărul 40, găzduită de școala nouă Ion Creangă. Am venit să votez la primele ore a dimineții cu gândul la tot ceea ce ne dorim practic cu toții. E vorba de liniște, e vorba de sănătate, e vorba de putere de a face tot ce este bine pentru România. Senatorul PSD Ovidiu Donțu a votat la Liceul Industrial numărul 4. Am votat pentru ca de această dată toți cei 32 de europarlamentari să se bată pentru România, să se bată pentru drepturile românilor în Europa, să se bată pentru ca regulile absorției fondurilor europene să fie pro-România. Președintele organizației județene a PNL, Alexandru Băișanu, a venit la vot împreună cu soția sa. De data aceasta, pentru că sunt alegeri europarlamentare pentru o Românie puternică, respectată, pentru europarlamentari care să reprezinte cu demnitate România și interesele acestei țări la nivel european. Suntem a șaptea țară ca putere, ca mărime, vrem să devenim și a șaptea țară ca putere și de ce nu și mai sus. Gheorghe Flutur, președintele PDL Suceava, a votat la București. Am votat cu gândul la suceveni, îi iubesc pe suceveni și pentru asta m-am gândit să votez cu cel care are șansa să le reprezinte interesele. Mă gândesc la Suceava ca la un oraș din Uniunea Europeană. Și mă gândesc la Suceava că a avut încă din 2007 reprezentant în Parlamentul European și cred că și cu votul meu și cu votul cetățenilor Sucevei vor avea în continuare reprezentant în Parlamentul European. Am votat pentru că, în primul rând, înțelegem că România este o țară importantă în Europeană. Am votat pentru că Parlamentul European e important pentru destinul României și pentru ceea ce se întâmplă în România. Într-o zi minunată am votat cu gândul la o Europa minunată, o Europa unită în spirit, o Europa din care Bucovina noastră să facă parte integrantă, iar cetățenii regiunii noastre să se bucure de drepturi depline și egale cu cetățenii europeni. Deputatul PDL Sanda Maria Ardeleanu a votat pentru ca vocea Bucovinei să fie reprezentată în Parlamentul European.